În sarcină, sistemul digestiv își încetinește funcționarea și devine mai leneș, însă are un scop nobil. Intestinele extrag și cele mai mici particule de nutrienți din mâncare, băutură și vitamine ingerate. Fătul, în plină dezvoltare, are nevoie de toți acești nutrienți pentru a crește sănătos, iar sistemul digestiv scade ritmul tocmai pentru ca bebelușul să primească cât mai mult din tot ce este sănătos. Din această cauză, apa este absorbită de către corp în loc să treacă în scaun, ceea ce va face ca fecalele să fie și mai uscate, rezultând constipația, alături de slăbirea mușchilor pelvieni. În plus, pe măsură ce uterul crește, el apasă pe vezică, agravând constipația. Dragilor, continuăm ediția vorbind despre constipație într-o perioadă incredibil de importantă pentru orice femeie, și anume sarcina. Lângă mine se află Anne-Marie Vădova și vreau să aflu de la ea care sunt soluțiile pe care ni le propune în această perioadă specială cu această problemă sensibilă. Bine ai venit, Anne-Marie! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! O întrebare cu care să începem așa, abrupt, ca să ne luăm cât mai multe informații într-un timp foarte scurt. Este obligatoriu ca fiecare femeie însărcinată să experimenteze constipația? Nu. Mămicile trebuie să stea liniștită. Doar 16-38 ar fi procentul pentru mămicile care fac constipație. În rest, restul mămicilor nu au niciun fel de problemă de genul acesta. Care este cauza pentru care apare constipația în sarcină? Facem noi ceva sau este un fenomen cumva potrivit pentru ceea ce se întâmplă în interiorul abdomenului mămicii? În ultimul trimestru de sarcină, datorită greutății fătului, e posibil să apară constipația, dar trebuie urmărit dacă mămica nu era cumva, nu avea probleme de constipație și înainte de a rămâne însărcinată. Da, dacă ea știe că rămânea constipată și înainte, este foarte bine să recurgă la metodele cele mai simple și cele mai ușoare. Și aici, în primul rând, vorbim de hidratare. Trebuie să se hidrateze. Da, să bea suficientă apă, poate verifica acest lucru. Dacă urina ei este transparentă, atunci înseamnă că a băut suficientă apă în ziua respectivă și este corespunzător hidratată. În schimb, dacă urina este închisă la culoare, un galben închis, da, atunci este un semn clar că ea este deshidratată și că nu a băut suficientă apă. Ea trebuie să bea 0,04 litri ori greutatea ei. Deci nu toate persoanele vor bea doar 2 litri de apă. Dacă are 50 de kilograme, va bea 2 litri, dar dacă are 100 de kilograme, va bea 4 litri de apă. Deci contează foarte mult și greutatea. Da. De foarte multe ori ne gândim că aport o problemă, dar timpul sau în cazul de față nașterea va remedia situația. Nu este nevoie să fac nimic acum, este un dat, așa sunt eu în această perioadă, o accept așa cum a venit și aștept să și treacă. Este o soluție bună pentru organismul nostru sau sarcina este moment potrivit în care ar trebui să acord atenție constipației și să fac ceva în această perioadă? Trebuie să acordăm o atenție mărită constipației, pentru că în momentul în care mămica este constipată, toate toxinele se reabsorb în organism și vor ajunge la făt. Deci nu trebuie să treacă nicio zi fără ca mămica să aibă scaun. Și ar trebui să se îngrijoreze dacă trec 2-3 zile și ea nu a reușit să aibă scaun. Da, este foarte important. Anumite persoane care dezvoltă constipație doar în ultimul semestru de sarcină, bineînțeles că vor scăpa de această problemă după naștere. Dar dacă ele au avut și înainte de sarcină și pe toată perioada sarcinei constipație, trebuie să ia măsuri, pentru că altfel se pot ajunge la lucruri foarte grave. Și ajungem și în zona de soluții. Mesajul până acum este clar, nu amână momentul, este o problemă serioasă pe care trebuie să o avem în vedere și să-i căutăm soluțiile. Da, este o problemă serioasă pentru că se poate ajunge la hemoroizi, se poate ajunge la fisuri anale, se poate ajunge la diverticulită și tot felul de alte probleme grave. E mult mai ușor să tratăm constipația decât să ajungem la hemoroizi și fisuri anale.
Ce soluții ne propui tu? Am înțeles printre rânduri această hidratare de care ar trebui să ținem cont cu sfințenie. Da. Ce facem de aici încolo? Poziția este foarte importantă. Atunci când mergem la toaletă, trebuie să avem genunchii puțin mai ridicați decât suntem noi obișnuiți să stăm. Și atunci s-au inventat niște scăunele care ne ajută să ridicăm picioarele puțin mai sus în momentul când stăm pe vasul de toaletă. Aceste scăunele ajută foarte mult. Ele sunt utile și pentru copilașii mici care nu ajung și își doresc foarte mult să folosească și ei toaleta. Sigur că la copilași au nevoie și de acelei suport special ca să nu cadă efectiv, da, adaptoare. Ca soluție avem, în primul rând, mâncarea, dieta. Da? Deci mămica trebuie să fie foarte atentă la dieta ei. Trebuie să consume suficiente fibre care le ia din fructe și legume. Și aici e foarte bine să specific că alimentele gen carne, ouă, lapte, patiserie, tot ce înseamnă produse cu făină albă, ele nu conțin niciun fel de fibră. Și atunci, bineînțeles că consumând preponderent aceste alimente, mămica va ajunge să aibă inevitabil constipație. Și atunci, o metodă foarte ușoară este să realizăm un gomaj al colonului și putem realiza acest gomaj cu această pâinică pe care am făcut-o acasă. Da? Este o pâinică care se obține în 3 minute, da? Nu durează mai mult de 3 minute. Aveți nevoie de grâu bio care se dă prin râșniță sau orice altă cereală care se râșnește. Se ia tava de la cuptor, se fac niște cerculețe cu un diametru, cum le vedeți, așa de 7-8 cm, se aplatizează cu degetul ca să fie foarte subțiri, nu au mai mult de 2-3 mm grosime și ele vor realiza un gomaj extraordinar al colonului și cu siguranță problema se va rezolva. Deci se amestecă făina obținută prin râșnire, din râșniță cu puțină apă, se face un mic aluat care se întinde pe tavă, deci trebuie să fie de o consistență cât mai să nu fie foarte lichidă ca să poată să fie ușor aplatizat. Se întind pe tavă de cuptor, se lasă în bucătărie 6 ore, apoi după 6 ore se întorc pe partea cealaltă și până seara aveți acasă o pâine sănătoasă, fără euri, fără conservanți, care se prepară în doar 3 minute, fără preparare termică și care va realiza un gomaj extraordinar și va rezolva problema constipației. De asemenea, e bine să știm că zahărul constipă și aici am venit cu o altă soluție, tot cu ciocolată făcută în casă. Această ciocolată care este făcută fără zahăr, da? Deci este făcută doar din pudră de carob, pentru că mămica însărcinată are nevoie de calciu, iar ciocolata și cacaua elimină calciu, sunt eliminatori de calciu și atunci vom înlocui pudra de cacao cu pudră de carob, care are un gust asemănător, vom amesteca cu unt de migdale crocant și cu miere. Și la sfârșit le vom da, pentru că mămica are nevoie de foarte multe beuri, le vom da, ca să nu fie lipicioase, prin fulgi de drojdie inactivă, care conțin foarte multe beuri pentru mămica însărcinată care are această nevoie de vitamina, de toate vitaminele de tipul B. Sunt femei care consumă cafea din dorința de a ieși mai ușor la toaletă și aș vrea să te întreb, le încurajăm să păstreze acest obicei sau această soluție sau din contră o dezmințim și o eliminăm? Cafeaua nu este bună, dar dacă ele s-au obișnuit așa, să bea o cafea, dar nu mai mult de o cafea. Să aleagă o cafea mai bună, adică răul cel mai mic, o cafea din boabe, da? Nu Nes, nu o cafea la dozator cumpărată de pe stradă, da? Deci să-și prepare, să-și macine proaspăt câteva boabe de cafea dimineața și să-și facă o cafea cât se poate ea să fie de sănătoasă.
Cafeaua trebuie consumată împreună cu un pahar de apă, pentru că și cafeaua deshidratează, uh-huh. și atunci să alegem răul cel mai mic. Dacă ele așa s-au obișnuit, să rămână în continuare cu o cafeluță cât mai mică, doar una, și preparată într-un mod cât mai sănătos. De asemenea, poate pune o linguriță de ulei de cocos în cafea, pentru un efect și mai rapid pe care îl va avea cu siguranță. Și nu punem zahăr. Și nu punem zahăr. Întotdeauna pe perioada sarcinii îndulcim. Tot ceea ce vrem să îndulcim, îndulcim cu miere. Uh-huh. Mierea este foarte sănătoasă. De asemenea, le încurajez pe mămici să consume și polen crud. Polenul crud trebuie să știe că trebuie ținut la congelator. Da? Nu se ține în frigider după ce se folosește. El trebuie ținut la congelator pentru că este un aliment viu și are nevoie de a fi protejat la o temperatură corespunzătoare. Și le încurajez să consume dimineața măcar 3 lingurițe de polen, după fiecare linguriță să bea puțină apă ca să nu simtă gustul polenului. Și cu siguranță bebelușul va crește sănătos dacă mămica va consuma miere și va consuma polen crud. Bebelușul depinde de ceea ce mănâncă mama și atunci este foarte important ca măcar pe aceste 9 luni să aibă grijă la dietă și să se gândească că tot ce mănâncă ea îi transmite fătului. Și atunci ar trebui să renunțe la mezeluri, ar trebui să renunțe la alimentație gen sushi sau fripturi, pește care este crud, care nu a fost bine prăjit. Trebuie să fie foarte bine prăjit pentru a elimina orice fel de bacterie, pentru că pe perioada sarcinii, pentru ca și corpul mamei să nu respingă fătul, imunitatea ei scade puțin pe perioada sarcinii și atunci orice aliment care i-ar suporta înainte de sarcină poate fi o problemă în timpul sarcinii. Trebuie să spele foarte bine pe mâini, să spele alimentele foarte bine, să acorde o mai mare atenție acestui lucru și carnea să fie foarte bine prăjită, să nu consume nimic în sânge. Deși prăjelile nu sunt bune pentru făt, se poate adopta o alimentație pe bază de a fierbe carnea foarte bine, ouăle să fie cât mai bine fierte sau prăjite, da? Deci totul să nu fie nimic crud pe partea asta de ou, lapte sau carne. Da, iar laptele ar fi bine să fie lapte de capră, să fie un lapte sau brânzică de capră, da? Pentru că laptele de vacă conține foarte mult hormoni și foarte mult antibiotic. De asemenea, e bine pentru mămici să știe că pe perioada sarcinii este foarte indicat pentru făt să nu aibă relații intime. Lucrul acesta este foarte important. Foarte importantă este dieta și să nu ia medicamente, să nu ia antibiotice, chiar și anumite suplimente pot provoca contracții și atunci e bine să meargă la un doctor, la un fitoterapeut, să ceară o opinie înainte și să nu ia nimic fără acordul unui doctor specializat, unui fitoterapeut. Este foarte important lucrul acesta. Chiar și un ceai poate provoca contracții, da? Trebuie să se ferească de ceaiul negru mai ales și ceaiurile care conțin cafeină. Doar ceaiul roibos este fără cafeină, da? Și ceaiul verde are de asemenea cafeină, deci trebuie mare grijă la orice ar putea să dăuneze fătului. De asemenea, trebuie să nu se streseze, trebuie să se simtă iubită, ocrotită, protejată, să fie menajată în familie de probleme, de orice lucru care ar putea să o supere, să o întristeze și să streseze bebelușul astfel. Alimentația trebuie să fie bazată mai mult pe crudități, foarte multe fructe și legume, ouă trebuie să consume, sardine, de unde și ea o sursă foarte bună de calciu, ar fi sardinele și o sursă bună de omega-3. De asemenea, le sfătuim pe mămici să facă testul de omega-3 pe care îl avem și noi pe magazinul nostru online. Un test foarte complet, realizat în străinătate și care poate afla informații foarte, foarte utile. După ce face testul, le sfătuim să ia ulei de pește, dar atenție la uleiul pe care îl folosim.
folosește să nu fie un ulei cu mercur. Uh-huh. Uleiurile pe care le comercializăm noi nu au mercur, au fost preparate pe vapor și nu sunt oxidate, pentru că mercurul poate face rău bebelușului. Și atunci nu ar trebui să consume ton, care peștii mari se știe că ei înoată pe în josul apei, la adâncime foarte mare, unde se duce și mercurul, și atunci ar fi de evitat tonul și rechinul ca și pește de consumat, uh-huh, și mai ales conservele. Alimentația trebuie să fie bazată pe fructe și legume, dar poate consuma, bineînțeles, ouă, aproape în fiecare zi ouă. 1-2 ouă pe zi sunt benefice, brânză de capră, iaurt, chefir, care ajută având și prebiotice, și de asemenea sardinele. Să nu uite să adauge în meniul lor, dacă nu în fiecare zi, măcar o dată la două zile, sardine, de unde bebelușul își va lua calciu, de care are nevoie, și acești grași esențiali pe care corpul nostru nu îi poate produce și care pot fi luați doar din suplimentarea, din alimentație. Ana Marie, ai un discurs foarte bine legat, nu te-am întrerupt pentru că am considerat util ceea ce ai spus tu. Mai avem un singur minut în care aș vrea să atingem puțin constipația bebelușului. Ce ar trebui să cunoască mămicile, având în vedere că un bebeluș se hrănește exclusiv la sân, sau adăugăm și formule? Da, un sfat important este să alăpteze copiii, să nască natural, pentru că în momentul nașterii ei se imunizează și vor fi foarte sănătoși dacă mămica alege să nască natural. Recuperarea mamei va fi mult mai ușoară. Bebelușul nu trebuie separat de mămică. După ce se naște, trebuie să stea cu ea în același salon, nu separat, pentru că este un șoc emoțional pentru copil foarte mare. De asemenea, este foarte bine să fie alăptat copilul la sân. Există cursuri pentru mămici în care le învață să stimuleze lactația. În fiecare maternitate există o specialistă care învață să stimuleze lactația, pentru că nu încurajez consumul de lapte, praf, care duce la constipație și poate fi o cauză pentru constipația bebelușului. De asemenea, să nu se recurgă la formule de lapte, praf, lapte de vacă pasteurizat, pentru că laptele de vacă, așa cum v-am spus, are foarte mulți hormoni și foarte multe antibiotice care nu-i vor face bine bebelușului. Deci trebuie avut această preocupare de a avea lapte și de a lăpta copilul cât mai mult posibil la sân. Cu cât mai mult îl alăptează, cu atât copilul va fi mult, mult mai sănătos. Sigur că dacă se observă constipație la bebeluș, trebuie mers de urgență cu bebelușul la doctor, în primul rând pentru a se constata cauza, să nu fie o altă cauză și nu doar o problemă de constipație. După ce s-a stabilit cauza, atunci copilul poate lua și probiotice. Noi avem, de exemplu, la noi la Plafar, avem probiotice pentru copii prin jeleuri, prin prafuri pe care mămica le poate pune în lapte sau în apă, și aceste lucruri sunt foarte indicate pentru copilași. După aceea, după ce ei încep diversificarea, după 6 luni, lucrurile astea le discutăm și în cursul nostru online de nutriție pentru copii, la 6 luni le sfătuim pe mămi să înceapă diversificarea și atunci pot regla problema de constipație cu ajutorul sucului de prune și a prunelor. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost cu mine și astăzi. Sper din suflet ca mesajul să fie ajuns acolo unde este locul lui, dar desigur noi vom rămâne și arhivați pe YouTube, așadar cei care n-au putut să ne urmărească astăzi vor găsi de-a lungul anilor acest material arhivat acolo. Îți mulțumesc, Ana Marie, și abia aștept să ne revedem. Mulțumesc mult pentru invitație. Dragilor, și eu vă mulțumesc și vă încurajez să nu plecați, pentru că mai avem puțin și încheiem și ediția mensană. Investiția în nutriția timpurie este o strategie sigură. Randamentele sunt incredibil de mari. Sunt Consuela Bălașa și vă amintesc că duminica viitoare ne vom reîntâlni într-o nouă ediție Mensana, care să ne ajute să înțelegem cum putem trăi sănătos, natural, frumos și ușor, astfel încât să fim sănătoși, tineri și frumoși. Îți doresc o zi pe gustul inimii tale, dar și o săptămână trăită responsabil. La revedere!